Abia am așteptat să vină concediu și bolânzii ăștia m-au trezit cu noaptea în cap, căci când așa trebuie să te trezești la 5 dimineața să tai porcul. Dar ce faceți cu cuțitul? Păi le trebuia clos, să înjunghe porc. Păi nu se împușcă. N-auzi la asta, dar pe cum să le împușcăm că trezim toți vecinii? Hai numai sacla și ține de porc. Ce să fac? Eu? Tu dară, să ții de porc, dar nu ține de el mama, fie iertată. Ține-l mă bine să nu fugă. Țin, dar tot mișcă. Opa, sânge. Văd așa negru înaintea ochilor. Ioi. Doamne, mai fată, că eu nu știu unde găsești pe fătălăii ăștia. Păi ăsta e în stare să țină o familie, că nu e în stare să țină de un porc. No, el doarme, amu. Nu ia că trebuie să trezește. Neața frumoasă din pădurea dormită. Ce, am simțit așa că mi se întunică tot și... Da, păi am văzut că tu nu ești bun de stat acolo la lucru cu bărbații. N-o las că te-am luat noi aci muierile cu noi și apoi ne ajuți la spălat de mață. Sufli în ele. Vai, păi eu nu pun mâna, dar îmi te gura pe așa ceva. Ne, nici vorba. Nu-i lăsa cum stacle ca moima. Hai și pune aci brânca, că trebuie să gătăm. Nu, că mi scârbă și... E și frig afară și bag acolo mâna în apă rece, mică răcesc. Da, păi eu bag de seama că tu te cam tragi pe cur de la lucru. Așa faci acolo la firma Enghi Lucri. Păi nu, că acolo am biroul meu propriu și personal. Da, nu bine. N-a pruncul meu ia că-ți făcui biroul tău propriu. Acela căldură, că voi orășenii sunteți ca puii de gosta, deloc vă betejiți. Da, am numai plămânii îți mai trebuie. Ieși și sufla clor și vezi care-i spart, pune-l deoparte. Dar eu nu pot să pun gura pe aștia că mi-i greață. Pupa-te că norocul ți-i greață. Dar să pui gura pe cărdăboș și pe cârnaț nu ți-i greață. Da bine, hai că trebuie să o fac. Hai că doar noi muri. Da, nu pot, jur că nu pot. Iai, Minervă! Hai și du-l pe ăsta de aici, că nu mă enervează. Pune la clos învârte la jumări. Învârtit în jumări? Hai că asta nu sună așa rău. Cred că mă lovi norocul.